Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studioul Alfa Omega TV, la ediția din această săptămână a emisiunii Alfa Omega în obiectiv. Mulți dintre dumneavoastră ne urmăriți, cei care ne urmăriți deja recepționați canalul Alfa Omega TV prin cablu, prin parabol de satelit, unii chiar prin internet, însă pentru noi este o preocupare permanentă ca Alfa Omega să fie prezentă în cât mai multe case de români. Și pentru prima parte a emisiunii din această seară am alături de mine pe colega noastră Anca. Anca, mulțumesc că ai acceptat să fii alături de mine la Alfa Omega în obiectiv. Drag. Anca Râzbici este implicată de mai mulți ani în lucrarea Alfa Omega TV și este implicată într-un loc important, strategic pentru lucrare. Este cea care întocmește zi de zi, oră de oră, aș putea să zic, programul, grila de program a canalului Alfa Omega TV. O vedeți mai rar pe ecran, din când în când, câte o mărturie, câte o contribuție. Acum aveți ocazia să o vedeți pentru câteva minute în această emisiune Alfa Omega în obiectiv. Anca este cea care în aceste zile coordonează o campanie pe care noi am inițiat-o, am simțit-o importantă, aceea de a încuraja, de a promova, de a propune, de a impulsiona introducerea în cât mai multe rețele de cablu a canalului Alfa Omega TV. Dar Anca, la început câteva cuvinte și eu despre tine, despre canal, știu eu, nu te-am pregătit cu întrebări din zona asta, dar vom vorbi puțin despre canalul Alfa Omega TV, dar cum vezi tu implicarea ta la canal și lumea să te cunoască, cine și când te mai avem la Alfa Omega în obiectiv? Am vorbit un pic despre implicarea mea în ceea ce înseamnă grila de program a canalului Alfa Omega în câteva rânduri, în alte dăți, dar ce să zic, fac grila de program a canalului Alfa Omega deja de câțiva ani. E o provocare continuă, într-un fel, deși mulți ar spune că na, după câțiva ani, teoretic, încep să te obișnuiești și nu mai e chiar așa de provocator. Dar de fiecare dată apar provocări noi și cred că ceea ce trebuie să păstrăm în continuu, nu doar eu, și colegii mei, poate eu pentru faptul că fac grila și e o activitate continuă care nu se poate opri, adică nu pot să încetez să lucrez pentru că ar apărea canal negru. Ceea ce ne motivează de fiecare dată e faptul că în spatele televizoarelor sunt oameni care se uită și ce ne încurajează, ce mă încurajează pe mine personal sunt mărturile pe care le primim de la oameni și e-mailurile și telefoanele de la oameni care ne spun că sunt binecuvântați prin Alfa Omega. E ceea ce ne face să mergem înainte. E ca atunci când, de exemplu, mergi în misiune și te-ai rugat pentru un om și ai văzut că s-a vindecat, la rugăciunea pe care tu ai făcut-o, exact la fel e când ne sună cineva și spune prin Alfa Omega TV am primit vindecare. E ca și cum eu, prin contribuția mea, am lucrat la ceea ce Dumnezeu a făcut în viața persoanei respective. Și de aceea cred că e provocator să nu ne pierdem niciodată motivația. Asta e și rugăciunea mea continuă, să nu ne lase Domnul să cădem de oboseală sau să fim descurajați. Într-adevăr, cum spuneai, întocmirea grilei de program și asigurarea cadrului ca Alfa Omega TV să fie în permanență un canal care să meargă 24 de ore din 24 fără oprire, este o sarcină importantă. Poate anumite activități, nu neapărat că nu sunt importante, dar nu au repercursiuni atât de delicate, complicate asupra lucrării, cum este activitatea pe care tu o depui și acum cei care ne urmăriți aveți un motiv în plus și un obiect în plus să vă rugați pentru Anca, Dumnezeu să țină în sănătate, în putere, în călăuzire și mai ales în călăuzire divină, pentru că sunt în grila de program, sunt lucruri, sunt variabile care trebuie ajustate, sunt emisiuni care trebuie selectate într-un cadru pe care grila îl oferă. Așa cum spuneam, că primim de la foarte mulți telefoane. Mulți ne urmăriți prin canalul prin satelit cu parabolă, alții ne aveți în casa dumneavoastră prin rețelele de cablu, alții ne urmăriți pe internet, însă sunt unii care știți despre noi, ne urmăriți poate ocazional câte un program pe o stație locală, mai vizionați câte un program de pe YouTube, am plasat destul de multe programe acolo, primiți casete de la noi, cărți și ați dori să aveți canalul Alfa Omega în permanență. În întâmpinarea dumneavoastră am venit noi acum încercând să facem ce ține de noi ca Alfa Omega să fie tot mai mult recepționat în rețele de cablu și o să vă spun Anca despre gândurile pe care le avem, însă ce aș vrea să spun de la început, pentru că sunt mulți care ne scriu dorind să aibă Alfa Omega TV, au dat telefoane și sper că vor continua și după această emisiune să dea telefoane la rețele de cablu din zona lor. Vreau să le spunem acestora faptul că de la început, de când canalul Alfa Omega TV a început să emită, din iunie 2006, am sărbătorit vara aceasta 7 ani de emisie, canalul Alfa Omega TV se oferă gratuit,
n-am solicitat nimănui bani pentru a fi dat pe un cablu, deși unii cabliști poate afirmă sau din știință de cauză că am fi cerut vreodată bani. Nu, canalul Alpha Omega se oferă gratuit. N-am cerut bani și n-am primit bani pentru introducerea canalului Alpha Omega. Canalul Alpha Omega este necodat. Poate oricine cu o parabolă simplă să-l primească fără un echipament de recepție deosebit. Și canalul Alpha Omega este oarecum dornic, în primul rând, ca și lucrare să vă slujească. Nu neapărat să slujească unor oameni, unor entități, unei agende de interese. Dar încă înainte de a spune ceva, avem pregătit un mic calup de interviuri. De câte ori avem ocazia, luăm niște opinii, ce văd oamenii despre Alpha Omega, poate vor inspira în lucrurile pe care le vei spune. Doresc ca să reafirm, este faptul că orașul acesta are nevoie. Are nevoie de postul dumneavoastră de televiziune. Deocamdată suntem limitați la câteva ore pe săptămână. Sunt prea puține. Da, orele pe care le avem, le avem pe canalul unui post local. Am dorit ca, într-adevăr, Alpha și Omega să devină un canal non-stop aici, în Târgu Mureș. Am o altă bucurie mare pentru că în casele noastre au început o lucrare divină, duminica de la ora 13 la 14, apoi de la 16 la 18 și sâmbăta, iarăși de la 14 la 15, televiziunea locală, da, TTM, transmite, TTM Târgu Mureș, transmite această lucrare dumnezeiască, divină. Credem că Dumnezeu va lucra să ajungă în fiecare oraș, să se poată vesti Evanghelia și cei care n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu să poată să aibă ocazie să audă cuvântul Domnului. Să mergem cu lumina în fiecare case, să putem cât de mult să mărturisim lucrările Domnului. Eu am Digi TV. Acolo am un program pe Neptun TV. În fiecare sâmbătă și duminică dimineața este Alpha și Omega, o oră sau o oră jumate. Este câte o mărturie, este câte un film de credință. Deci foarte, foarte important. Atât am căutat până am găsit ceva totuși. Dar speram ca Dumnezeu să lucreze și să ne aducă din nou Alpha și Omega. Așa, după cum ați înțeles de la acel scurt montaj de interviuri, opinii ale telespectatorilor care ne pot urmări programele de la Alpha Omega TV în foarte multe zone încă. Mulți cetățeni, mulți telespectatori ne pot urmări doar ocazional, unul, două programe sau ore de program pe canalul local de televiziune, cum a fost cazul telespectatoarei canalului Neptun TV din Constanța, care este în pachetul Digi sau a televiziunii locale din Târgu Mureș, și aceștia doresc mai mult. Și ne bucură faptul că cine vede programe de la Alpha Omega își dorește mai mult. Și pentru aceste zone, pentru că suntem în alte zone prezenți cu canalul 24 de ori din 24, așa cum ne urmăriți dumneavoastră în acest moment. Deci pentru acele zone care știu despre noi, care își doresc să aibă canalul Alpha Omega TV, facem în această vreme, în aceste săptămâni, o campanie de rugăciune, dar nu numai, și de lobby și de stăruință la care vă chemăm să fiți parte, o campanie pentru promovarea introducerii canalului Alpha Omega TV în rețelele de cablu. Anca, ce ne poți spune? Anca a gândit niște obiective, ne-am grupat ca un efort colectiv, noi cei de la Alpha Omega TV, am pregătit materiale telefone, chiar și această emisiune face parte din eforturile noastre de a vă prezenta canalul Alpha Omega TV și de a vă provoca să fiți parte din acest efort. Scopul major al campaniei este ca Alpha Omega TV să intre în fiecare casă de român. Adică să fie în fiecare rețea de cablu, la fiecare distribuitor, astfel încât orice om, oricând, să poată să urmărească programele Alpha Omega TV, nu neapărat prin stațiile locale care transmit anumite programe, ci prin canalul Alpha Omega TV. Cred că dorința nu a venit așa de nicăieri, ci Dumnezeu de multe ori ne-a vorbit că Alpha Omega TV trebuie să fie în fiecare casă de român. Nu pentru că vrem noi sau pentru că să adăugăm la CV încă un oraș sau întreaga Românie, ci pentru că Dumnezeu poate să lucreze prin Alpha Omega TV. Și din nou, aceste lucruri nu
nu le-am inventat, ci vin din mărturile oamenilor care ne-au spus, care ne-au urmărit și care au spus că Alfa Omega este o binecuvântare pentru ei. Cu ocazia organizării campaniei, am inventariat mai multe mărturii. Am căutat prin baza noastră de date, e-mail-uri ale oamenilor care ne-au scris legat de Alfa Omega și impactul pe care îl are în viața lor. Și eu personal am fost atât de încurajată să văd faptul că, într-adevăr, Dumnezeu lucrează prin Alfa Omega și oamenii sunt binecuvântați, oamenii sunt vindecați, oamenii au primit mântuire și nu au făcut-o intenționat. Azi ascultam mărturia unei surori care spunea că întâmplător se uita la Alfa Omega, Dumnezeu i-a vorbit, s-a pus pe genunchi, s-a rugat și l-a primit pe Iisus Hristos în inima ei și apoi a căutat o biserică și viața ei s-a schimbat de atunci și trăiește miracole prin credință cu Dumnezeu. Din nou, acesta nu este lucrarea noastră și nu putem să o adăugăm la... Da, nu, da, exact. Și nici nu e meritul nostru. Este lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o și a făcut-o prin Alfa Omega. Tocmai de aceea ne dorim ca Alfa Omega să fie în fiecare casă de român. Și credem că asta e și dorința lui Dumnezeu. Dar pentru asta, noi am încercat să facem tot ceea ce ține de noi. Pliante, fluturaș, site, videouri, scrisori de promovare, scrisori pentru oameni, pentru că... Spoturi video și alte lucruri care să apară tot mai mult pe canal și în alte locuri. Da, și care probabil în perioada următoare vor fi la îndemâna telespectatorilor sau a celor care vor să le acceseze. Însă credem că nu putem să facem lucrarea asta singuri. Avem nevoie și de oamenii care se uită la televizor sau oamenii care sunt parte împreună cu noi. Oameni care ne cunosc și care vor să aibă Alfa Omega în casele lor sau oameni care au deja Alfa Omega în casele lor, însă poate cunosc alți prieteni de lor sau cunoscuți sau alți creștini care nu au Alfa Omega și s-ar putea bucura de binecuvântarea pe care un canal creștin poate să o aducă în casa lor. Și tocmai de aceea eforturile noastre și intenția noastră este motivată de faptul că credem că Alfa Omega poate să facă o diferență în viața oamenilor. Și pe de altă parte, credem că poate să atingă și oameni care nu sunt neapărat deschiși să primească Evanghelia, adică se duc la biserică sau frecventează. Poate întâmplător vor da drumul la televizor și vor vedea Alfa Omega și Dumnezeu le poate vorbi. Noi credem asta și tocmai de aceea ne dorim ca Alfa Omega să fie în fiecare casă de român. Chiar la această emisiune de multe ori am făcut îndemnuri, am avut momente de rugăciune folosind două dintre sloganele, să zic așa, dintre motorile acestei campanii. Cuvântul lui Dumnezeu în casa ta prin Alfa Omega, un slogan, un moto pe care l-am promovat și după aceea fii parte și tu, pentru că la această campanie dorim și invităm pe toți cei care ne urmăresc și care înțeleg ce înseamnă Alfa Omega să fie și ei parte, prin rugăciune în primul rând, dar și prin a da un telefon, a scrie o scrisoare, a face un apel, a insista, a stărui pentru ca Alfa Omega să fie în casa lor sau în casa vecinului sau într-un cartier vecin sau acolo unde știu că sunt cei dragi. Ce pot să facă oamenii concret pentru cei care vor să fie parte împreună cu noi, cei care vor să ne ajute? În primul rând avem nevoie de sprijin în rugăciune și credem că eforturile noastre sunt fără niciun rezultat dacă Dumnezeu nu binecuvântează lucrarea aceasta. Noi credem că El o binecuvântează deja, dar avem nevoie de sprijinul fiecăruia dintre telespectatorii noștri. Apoi, îi încurajăm să sune sau, în primul rând, să sune la operatorii de cablu la care ei sunt abonați și să ceară introducerea canalului Alfa Omega TV. Numerele de telefon le găsiți la noi pe site. Noi am pus la dispoziție câteva numere, dar le găsiți și pe site-urile... Sunt operatorii de cablu mai mari sau mai mici în diverse zone. Da. Unde vă plătiți abonamentul, aflați acolo informații despre sau uitați-vă pe site-uri la rețele de cablu care sunt în zona dumneavoastră și stăruiți, insistați. Aș vrea să dau ceva. Mulți operatori de cablu le dau un răspuns celor care solicită Alfa Omega. Nu știm despre Alfa Omega sau am aflat sau ne cer bani, cum am spus eu și lucrul care nu este adevărat, repet, am spus la începutul anului, nu e adevărat, n-am cerut nici bani nimănui, sau nu sunt suficiente cereri, deși sunt cereri, deci telefonul dumneavoastră contează, cererea dumneavoastră contează. Tocmai de aceea credem că este foarte important orice telefon, pentru că operatorii de cablu, dorind să satisfacă nevoia abonaților, cu siguranță credem că vor lua în considerare, însă cu cât vor fi mai multe cereri, cu atâta șansele ca Alfa Omega TV să fie introdus și posibilitățile pentru ca Alfa Omega să fie introdus cresc. Și pe lângă faptul că pot să sune, ar putea să scrie o cerere. De fapt, noi încurajăm să scrie o cerere, să ducă o cerere,
în care, din nou, se ceară introducerea canalului Alfa Omega TV în, în rețeaua lor, atât în platforma analogică, cât și în platforma digitală. Da, sunt multe televiziuni, operatori mari, care deja au platforma analogică, platforma digitală și mulți care au deja abonament la platforma digitală nu ne pot urmări pentru că noi suntem în, în zona analogică sau invers. Aș da și un exemplu, de, în, în rețelele Next Gen, suntem în toată țara câteva zeci de localități în platforma digitală, dar în platforma de bază nu suntem. Solicitați pe celor de la Next Gen să vă ne introducă. Sau suntem în câteva orașe în rețelele UPC, în platforma analogică, solicitați-ne să introducă și în platforma digitală. Și dacă vor vedea că este interes, exact cum spuneam, că este interesul oricărui ofertant de servicii să satisfacă cerințele publicului. Haideți să urmăm, vrem să ne și rugăm în unitate cu dumneavoastră, dar înainte de aceasta un scurt spot pregătit de colegii noștri care o să ruleze pe canal în zilele următoare mai insistent. Vrem să-l dăm oarecum în premieră în această seară. Cuvântul lui Dumnezeu prin Alfa Omega TV în casa ta. Alfa Omega TV este primul canal național creștin din România. Prin programele sale, promovează valorile moral creștine în domenii precum viața, familia, creaționii științifici, Israel și multe altele. Zi de zi vă oferă Cuvântul lui Dumnezeu prin filme artistice moderne, documentare captivante, seminarii biblice, emisiuni educative și informative, programe interactive, muzică și desene animate. Fiind un canal evanghelic cu o largă deschidere interconfesională, Alfa Omega TV este o televiziune accesibilă oricărui creștin, indiferent de vârstă, categorie socială sau etnică, și aduce în casele telespectatorilor slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu din România și din străinătate. Canalul Alfa Omega TV poate fi și în casa ta. Disponibil oricărui român, Alfa Omega TV este un ajutor pentru maturizarea și creșterea ta spirituală, pentru echiparea și motivarea spirituală a bisericii tale, pentru ca familia și prietenii tăi să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru ca vecinii și cunoscuții tăi să aibă acces neîntrerupt la Cuvântul lui Dumnezeu prin televiziune. Fii și tu parte la lucrarea de misiune prin media. Prin rugăciunile tale și cu ajutorul tău, milioane de români pot avea acces la Cuvântul lui Dumnezeu prin televiziune. Sună sau scrie chiar acum la firma de TV cablu la care ești abonat și cere introducerea canalului Alfa Omega TV în pachetul de canale sau în extensia digitală. Spune și altora despre Alfa Omega TV. Încurajează-i să ceară și ei introducerea canalului în rețeaua de cablu din zona lor. Ajută-i pe cei dragi ție să se bucure de Cuvântul lui Dumnezeu prin televiziune, direct în casele lor. Accesează site-ul alfaomega.tv/recepție. Roagă-te și tu pentru acest scop. Cuvântul lui Dumnezeu, prin Alfa Omega TV, disponibil oricărui român. Da, aceasta este și dorința noastră și rugăciunea noastră, Alfa Omega TV, Cuvântul Dumnezeu prin Alfa Omega TV să fie disponibil în fiecare casă de român. Și spunea că am trimis în ultimele zile și vom continua să mai trimitem scrisori în care niște priate de acest gen, poate se poate face un zoom, o să vă ajungă dumneavoastră acasă sau la lideri, păstori, promovați-le, dați-le oamenilor și spuneți-le să folosească aceste câteva informații pentru a insista la rețelele de cablu din zona lor pentru a introduce canalul Alfa Omega TV. Mai e o provocare pentru poate persoanele individuale care ne urmăresc, poate nu sunt păstori, poate n-au primit un pachet din acesta, dar poate care pot să fie o voce pentru canalul Alfa Omega. Da, pentru oamenii care vor să fie parte împreună cu noi la lucrarea aceasta de introducere a canalului Alfa Omega TV, îi încurajăm să ne sune la colegele noastre și noi putem să le trimitem mai mulți fluturași. Poate că sunt care vor să ducă la prietenilor fluturași și pliante cu privire la Alfa Omega, să-i sfătuiască cu privire la modul în care pot să introducă sau pot să ceară introducerea canalului Alfa Omega TV. Avem nevoie de ajutor și în direcția aceasta pentru că noi nu putem să mergem personal la fiecare ușă și să batem, însă credem că sunt foarte mulți creștini și credincioși care sunt parte împreună cu noi și care ar vrea să facă asta, să le spună prietenilor lor, să ducă pliante, să le împartă pliante, să-i încurajeze să sune și ei și să ceară canalul Alfa Omega TV. Așa, după cum spuneai, vă putem trimite astfel de pliante, avem câteva aici, am tipărit mai multe mii și vom tipări în continuare.
dați-ne un telefon la telefoanele care sunt pe ecran din când în când sau la o adresă de e-mail cea obișnuită info@alfamega.tv, dați-ne adresa dumneavoastră și vă vom trimite și o să fiți și în modul acesta parte din lucrarea Alfa Mega TV. Dar cred că cel mai important mod în care puteți să fiți parte din această lucrare este rugăciunea. Noi ne rugăm aici la Alfa Mega și acum de când am lansat această campanie, da, și pe alte direcții, ne rugăm atunci când Domnul ne îngăduie în întâlnirile noastre de la amiază de aici, de la studio Alfa Mega TV, dar am simțit că în acest gen de rugăciune, dumneavoastră care sunteți cetățeni ai orașului respectiv, aveți o autoritate ca să vă rugați și să cereți ca acea zonă, acel teritoriu, acel oraș, cartier, sat, comună, să fie binecuvântat prin Alfa Mega TV. Și oarecum o să ne și rugăm în minutele următoare. Pregătiți-vă să vă uniți cu noi de aici din studio, noi cei din fața camerelor, sunt colegi din spatele camerelor, sunt în camera alăturată o echipă de mijlocire care se roagă pe parcursul acestei seri. Pregătiți să vă uniți cu noi și să cereți în localitatea din care faceți parte ca Alfa Omega să fie disponibilă în acea localitate, în acea rețea și așa cum spunem, Cuvântul Dumnezeu prin Alfa Omega, disponibil în fiecare casă de român. Și ați mai adăugat ceva, n-am să spun, ne-am rugat în legătură cu aceasta, am întrebat pe Dumnezeu în această vară, Doamne, cum să facem, ce să facem, am postit și noi să ne descopere Dumnezeu o strategie și facem, Dumnezeu ne-a spus, faceți-vă partea voastră, insistați, stăruiți, vorbiți oamenilor despre Alfa Omega și eu, Dumnezeu, o să-mi fac partea mea și cred că Dumnezeu își face partea lui pentru că prin Duhul Sfânt va motiva cei în poziții de conducere ca să introducă. Și aș mai spune ceva, toți cei care l-au introdus au fost binecuvântați. Cred că și vor experimenta și cei care conduc afacerile de tip rețea de cablu, vor experimenta binecuvântare introducând canalul Alfa Omega în rețelele lor. În timp ce ne pregătim pentru o rugăciune și poate mai ai de gând să spui ceva, eu de obicei citesc și spun ultimele localități care au solicitat prin aviz de retransmisie care rețele de cablu în ultimele zile ca Alfa Omega să fie introdusă. Sunt două localități din județul Olt, Bacea și Movilen, care probabil că vor introduce în zilele următoare canalul Alfa Omega TV, dacă nu l-au fi introdus deja, din județul Bacău și județul Neamț, câteva localități printr-o firmă. Sunt vreo 12 localități, câteva le citesc acolo, Buhuș, Blăgești, Poiana Negustorului, Țândărenii Mari, Valea lui Ion, Costișa, Dornești, Frunzeni, Mănoia. Am uitat, am sărit câteva, doar așa. Cineva din o rețea de cablu din zona Botoșani. Sunt mai multe sate, peste 10 sate, câteva dintre ele care au solicitat rețea de cablu, Alfa Mega rețea de cablu, Dumen, Arborea, Popeni, Stânca, Grivița, Hudești, Vatra, Baranca, Maseu și din județul Cluj, e o rețea de Cluj și Alba Iulia care s-au extins lucrările de cablu. Cred că sunt niște localități noi în Alba și Bod, Balomir, Acmaru. Conform legislației audiovizualului, noi eliberăm avize de retransmisie, oricare rețele de cablu, vă spuneam, gratuit, la cerere, fără aceste avize de retransmisie, chiar dacă sunt cu titlul gratuit, ei nu pot să obțină, să intre în legalitate vis-a-vis de introducerea rețelei de cablu. Dar vă repet, toți cei care au cerut de la noi au primit aceste avize de retransmisie și depinde de dumneavoastră și de ei, de dumneavoastră prin rugăciune ca ele să accepte Alfa Omega TV. Anca, dacă ai un ultim gând, înainte de a ne ruga. Nu cred că am menționat site-ul. Ok. www.alfaomegatv.ro/recepție. A fost pus și pe finalul acelui spot care l-am văzut. Da, pe site, pe pagina de recepție a canalului Alfa Omega, puteți să găsiți mai multe. Telespectatorii noștri pot să găsească mai multe informații cu privire la campania aceasta și modalități în care pot să ne, prin care pot să ne ajute. Și este o platformă care e disponibilă pentru ei oricând. Informațiile care noi așa pe scurt le-am împărtășit cu dumneavoastră sunt în extens, sunt prezentate acolo pe site, puteți afla informații, inclusiv câteva din telefoanele dispeceratelor de la marele rețele de cablu la care puteți obțineți informații sau la care să stăriți. Anca, aș putea să ne rugăm, sau? Da, de asemenea pe site se pot găsi și fluturașii care pot să fie descărcați pentru cei care poate vor să descarce ei și să alte materiale, da, alte materiale de care ar putea să aibă nevoie, spotul video și... Ok, hai să ne rugăm. Promit să încep tu și ne rugăm. Dar vă propun să vă uniți cu noi în rugăciune. Eu mă rog aici cu Anca, în unitate, în Duhul, cu cei din echipă și cei din grupa de mijlocire, dar dumneavoastră acolo, cum vă spuneam, în satul dumneavoastră, în comuna dumneavoastră, în cartierul și în casa dumneavoastră, uniți-vă în rugăciune și cereți ca Alfa Omega TV să fie disponibilă în casele dumneavoastră, în orașul dumneavoastră. Anca. Doamne, Tată, venim înaintea Ta și ne rugăm ca Tu să
împuternicești, Doamne, eforturile pe care noi le facem, Doamne, pentru că Alfa Omega TV să fie introdus, Doamne, în fiecare casă de român. Credem, Doamne, că este voia Ta și credem că Tu ești Cel care poți să lucrezi și să faci mai mult decât știm noi să cerem sau mai mult decât știm noi să facem. Te rog să intervii, Doamne, și să lași, Doamne, ca binecuvântarea Ta să fie peste acest efort, Doamne, și peste aceste încercări ale noastre, Doamne. Mă rog să-i binecuvântezi pe oamenii care se uită la Alfa Omega TV, Doamne, și mă rog să-i binecuvântezi pe cei care încă nu ne pot urmări, Doamne, și mă rog ca Tu să lucrezi, Doamne, și fiecare român, Doamne, să aibă acces, Doamne, la Alfa Omega, la canalul Alfa Omega TV, Doamne, în casele lor, Doamne. Și cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, să poată să fie o binecuvântare pentru fiecare, Doamne, Amin. Prin Alfa Omega TV, Amin. Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu lucrezi și mă rog, Doamne, ca să faci, Doamne, ca Alfa Omega să fie într-adevăr în fiecare casă de român. Amin. Doamne, și de aici, din studio Alfa Omega TV, în unitate cu cei care ne urmăresc și care s-au unit cu noi în rugăciune, Doamne, spunem și cerem și Te rog să spui numele orașului sau satului sau localității din care ești parte. Cerem și spunem ca Alfa Omega să fie introdus în rețeaua de cablu din localitatea mea, în numele Domnului Iisus Hristos. Și credem că este voia Ta, pentru că Tu ne-ai spus, Doamne, cuvântul Tău, Dumnezeule, să fie prezent în fiecare casă de român prin canalul Alfa Omega TV. Și știu că Tu vei lucra, Doamne. Și în această seară încredințăm această lucrare în mâna Ta, Doamne. Dă-ne pace, dă-ne liniște și așteptăm să vedem cum Tu vei lucra. Îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus. Amin. Mulțumesc că ai fost alături de mine în această prima parte a emisiunii. Dragi telespectatori, mai avem încă câteva minute de stat împreună. Vreau să vă prezint două inițiative, două conferințe pe care am simțit să le promovăm. Prima dintre ele este cea găzduită de Biserica Antiohia, Centrul Creștin Antiohia din Cluj. Chiar păstorul acestei biserici a fost zilele trecute la noi în studio și a înregistrat un scurt mesaj, o scurtă invitație pentru a participa la această conferință. Anca, îți mulțumesc, Dumnezeu să te binecuvânteze. Noi am invitat anul ăsta Bill Norton, Phil Rich și Daniel Matei. Bill Norton este tatăl meu. El are o slujire profetică. El vine în România din 1992. Călătorește foarte mult și în Rusia, și în Asia, și peste tot în America. El a scris o carte care a fost tradusă în limba română, care se numește Manteaua Rugăciunii. Și el slujește foarte mult în mijlocire, rugăciune, și, bineînțeles, în profetic. Phil Rich este un om tot cu o slujire profetică care vine din Oklahoma City. El slujește mai mult în semne, minuni, miracole. Au văzut oameni vindecați de cancer, oameni orbi, oameni surdi vindecați. Odată când el a slujit în Rusia, a fost la o conferință mare acolo cu peste 500 de oameni și s-a arătat cu degetul în spatele sălii și i-a zis: eu te mustru duc de cancer. Și când a zis asta, a fost un băiat care a avut o tumoare la creier și el chiar în clipa aia s-a rugat și a zis: Doamne, dacă asta este un proroc al Domnului, lasă să arate între mine cu degetul lui și să zică, eu te mustru duc de cancer. Și în momentul aia, băiatul aia a fost vindecat de cancer. Și pot să zic că de fiecare dată când am văzut Phil Rich slujind aici în România, au fost mulți oameni vindecați de tot felul de probleme. Și o să mai vine pastor Daniel Matei de la Biserica Agape din Timișoara, care are o slujire foarte puternică, o slujire apostolică, și când el predică vine o ungere și o putere de la Dumnezeu care e deosebită. Suntem pe ultimele minute ale emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Vă reamintesc că invitația la conferința de la Cluj al pastorului David Norton este o invitație adresată celor din zona Cluj pentru zilele de 23, 24 și 25 octombrie, de săptămâna viitoare. Mai este o conferință care începe mâine dimineață, vineri dimineața, perioada 18, 19 și 20 la Arad, la Biserica Râul Trezirii. Conferința anuală Nemia, o conferință despre revelație și putere. Pastorul Sami Cao, pe care îl cunoașteți, este inițiatorul acestei conferințe, care, iată, își face loc în peisajul spiritual al Aradului. Pe site-ul lor, Râul Trezirii, obțineți mai multe informații despre această
despre această conferință. Acum vi-l prezint pe invitatul meu, unul dintre cei cu care o să fim în seara aceasta. Mulțumim că ai venit, frate Laurențiu Timiș, alături Mulțumesc de mine de invitație. În ultimele câteva minute la aceste emisiuni Alfa Mega în Obiectiv. Știu că slujești, frate Laurențiu, și ca păstor în Biserica Eclesia, Biserica Baptistă Eclesia din Timișoara, dar și ca director executiv a organizației Iisus Speranța României și slujești multe categorii sociale, bătrâni, oameni necăjiți. Dumnezeu te folosește și ca persoană și ca lucrare să-i slujești și de multe ori ne dai cu un telefon, o încurajare, oameni care uitându-se la Alfa Mega sunt atinși, poate vindecați, poate găsesc mântuire sau înțelegere și rezolvare. Poate ai un exemplu să ne spui de Eu am în biserică o femeie care a fost botezată, o femeie care de 17 ani, pe 18 ani, ea n-a ieșit din casă. Și singura ei hrană pentru suflet este când se uită la Alfa Omega și când ascultă radio Vocea Evangheliei. Femeia aceasta n-a fost într-o biserică să asculte o predică. N-a auzit un cor cu ochii pe viu. Femeia aceasta... am rămas surprins să o văd cum îngenunchează, așa cum vede că ați fost odată cu mine la această femeie, cum îngenunchează, așa cum a văzut la Alfa Omega oameni în anumite conferințe, în anumite întruniri, și am spus aleluia. Dumnezeu, iată, folosește ca să păstreze și acest lăstar să rămână în turma Domnului și noi mergem, o vizităm, pe când această femeie, și mă amintesc de sora Viorica, cu câtă bucurie îmi împărtășește emisiunile pe care le urmărește. Poate ne urmărește chiar acum și... Da. Acum, ca dânsa, cred că sunt mulți alții, chiar în prima parte a emisiunii am vorbit despre dorința noastră de a face canalul Alfa Mega disponibil în cât mai multe case de români. Aceasta este dorința noastră, aceasta este rugăciunea noastră proclamativă, cuvântul lui Dumnezeu prin Alfa Mega în fiecare casă de români, și nu vreau să pierd nicio ocazie în a vă mulțumi dumneavoastră, celor care ne sprijiniți, care ne ajutați să mergem mai departe. Chiar și această emisiune și eforturile noastre, toate sunt făcute pentru că dumneavoastră sunteți alături de noi, ne ajutați, ne sprijiniți, așa cum puteți, prin mandate poștale. Uneori chiar fratele Laurențiu vine și îmi spune, uite, am vizitat pe cineva și are un plic pentru voi și sunt binecuvântat că știu că bănuți din nevoi mici care vin. Și nu era o familie din Moceriș, o familie necăjită, și fiicele dânșilor sunt în Biserica Eclesia. Acest bărbat din pensia lor, doi bătrânei din pensia lor, puneau de fiecare dată când veneau la Timișoara, era un plic pentru Alfa Omega, puneau deoparte din pensioara lor, din ce adunau, și au zis, noi ne zidim sufletește, și întotdeauna când punea pentru Alfa Omega, punea și pentru păstor, pentru lucrare, pentru orfani. În urmă cu 2 săptămâni m-a sunat o femeie, o soră, m-a văzut la Alfa Omega la dumneavoastră, în urmă cu un an de zile, exact un an de zile, cred că, sau poate nu, 11 luni. Deci vă dați seama, și de atunci în fiecare lună dânsa a pus câte 10 lei. O spus că are o pensie de 350 de lei. Și 10 lei punea pentru lucrarea de la Iisus Speranța României și 10 lei pentru Alfa Omega. Și a zis, atât am putut. Zice, se întâmpla când aveam tot la a doua lună să plătesc curentul, mă gândeam de unde să mai vând niște ouă, ceva, ca să-mi pot plăti curentul. Și am zis, femeia asta poate a dărui mai mult decât altul, poate dăruiește milioane, că Dumnezeu să uită cât îți rămâne. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru oamenii care știu să facă bani și se pricep. Dar am zis, iată Dumnezeu cum folosește diferite persoane, și toți care simt cu lucrarea lui Dumnezeu o văd ca lucrarea împărăției, și media, și lucrarea socială, și lucrarea de evangelizare, pentru că asta e frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Acum profit de această ocazie, în timp ce pe ecran sunt puse niște modalități prin care putem fi ajutați să mergem mai departe ca lucrare de media. Am vrea să încheiem această emisiune cu o scurtă rugăciune. Acum, ești prieten de-a nostru, ești de acasă, ești un instrument în mâna Domnului. Toți cei care vin și ne vizitează au un cuvânt de binecuvântare pentru noi, Alfa Omega, și pentru cei care ne urmăresc și care sunt, într-un fel, parte cu noi din lucrarea Alfa Omega. Doamne, te slăvim și îți mulțumim pentru toate modalitățile prin care Tu lucrezi și răspândești lumina. Amin. Binecuvintează, Doamne, Alfa Omega. Binecuvintează familia fratelui Pețan. Binecuvintează, Doamne, fiecare operator, fiecare persoană care lucrează în această corabie mare. Te rugăm, Doamne, pentru fiecare familie, pentru fiecare casă unde este pornit acest canal Alfa Omega, te rog să o binecuvintezi. Fiecare dăruitor, fiecare persoană care a dăruit din bănuțul lui, fiecare persoană care a dăruit cu gândul și rugăciunea, Doamne, te rog să-i binecuvintezi, să-i răsplătești Tu, și continuă să binecuvintezi Alfa Omega în continuare, binecuvintează echipa din spate care nu se vede, înconjoară-ne, Doamne, pe toți cu protecția Ta,
Declar domnia ta peste acest studio și peste acest canal, peste toate aparatele, peste toate uneltele de lucru și te rugăm să lași cerurile deschise peste locul acesta și peste toți cei ce privesc, pentru ca în toate numele tău să fie slăvit și binecuvântat de acum și în vecii vecilor. Amin. Mulțumesc, frate Laurențu, și nu uitați, rămâneți pe mai departe și fiți pe mai departe parte din lucrarea Alfa Omega. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Amin. Frate Laurențu. Și eu mulțumesc. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină! Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te! Susține! Donează! Fii partener Alfa Omega. Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu!